goes in and says, now I know what Jewish life was before the tragedy, wrong. If somebody goes in and says, now I want to know more, who were the people who lived here in that house? Who were they? What did they do in the morning when they got up, in the evening, before they went to sleep? Were they afraid to go out in the street on Christmas? What were their relationship with their Christian neighbors? And why were they sentenced to die? What had they done? Then that person goes in, comes out, and looks for answers in the books and above all, in the people, in the men and women who came from this city and from other cities, from other villages, in the hundreds. Then there is hope. Elie Wiesel s-a născut pe 30 septembrie 1928 la Sighetul Marmației într-o familie de comercianți. Tatăl său, Shlomo, l-a îndemnat pe Elie încă de mic să învețe ebraică, fapt care îl va ajuta mai târziu în studiile și cercetările sale religioase. În 1940, în urma dictatului de la Viena, Ardealul de Nord va trece sub administrație maghiară. Acest moment va fi decisiv în viața lui Elie Wiesel. Wiesel devine un simbol prin preocupările care le are, prin ce a scris, prin activitatea sa de a influența organisme politice, Statele Unite și nu numai, devine un simbol al păstrării memoriei Holocaustului, al apărării memoriei Holocaustului și a educării generațiilor de europeni, de americani, de cetățeni ai acestei planete în ideea că a putut fi în mijlocul secolului 20, a putut să existe această ieșire anormală din istorie, din normalitatea istorică, această cădere din prăpastia absurdului care a fost Holocaustul. Iar el s-a transformat într-un militant al memoriei. Deci el, de fapt, numele lui, sigur, este un scriitor talentat, este un specialist în științe iudaice, are multe lucruri, am putea vorbi despre el, dar ideea importantă și pentru asta îl respect o lume întreagă, pentru asta a primit premiul Nobel, este aceea de luptător, cartea lui este excelentă, dar au scris și alții. Activitatea lui a fost extrem de complexă și extrem de hotărâtă în apărarea aceasta idee a memoriei Holocaustului. Pentru că să nu știu, pentru că trebuie să spunem, există mulți care sunt dușmanii memoriei, care încearcă să șteargă sau, dacă nu șteargă complex, să schimbe, să înfrumusețeze. Sau unii spun că prea mult se vorbește despre. Nu, el a luptat pentru asta și de aceea el este foarte important în istoria memoriei Holocaustului, în istoria Holocaustului. Pentru început, este victima legilor antisemite ale statului maghiar și este exmatriculat din școala gimnazială pe care o urma la Oradea. Apoi, alături de toți membrii comunității evreiești din care făcea parte, va trăi experiența vieții în ghetou. La vârsta de 15 ani, va fi deportat în lagărele morții din Polonia. Este un muzeu în memoria lui Elie Wiesel și, în același timp, muzeul este un muzeu dedicat pierdutei comunități evreiești din Sighetul Marmației și Maramureș. Înainte de 1944, doar în Maramureșul românesc locuiau aproape 40.000 de evrei, iar acest oraș, Sighetul, conform recensământului din 1910, era al doilea oraș din Ungaria, după unele surse, cu cea mai mare proporție de evrei, având 35% populație evreiască, primul fiind Munkacs acum în Ucraina. În recensământul de 1930, evreii sunt 39% din populația orașului, fiind majoritatea locuitorilor. Ungaria a urmat un parcurs interesant, pentru că a fost prima țară din această parte a Europei care s-a aliat Germaniei, care a încercat să folosească Germania ca un fel de spărgător de gheață pentru propriile obiective. Ungaria era prea slabă ca să-și urmărească propriile obiective revizioniste. Și această apropiere s-a tradus la un moment dat inclusiv, există evident și un fond favorabil pentru așa ceva, s-a tradus în adoptarea unei legislații antisemite la sfârșitul anilor 30, mai exact începând cu 1938. Și pe parcursul următorilor 3 ani avem 3 legi, chiar așa sunt cunoscute. Prima lege antisemită, a doua și a treia, în intervalul 38-41, deci. Fiecare lege impunând restricții suplimentare comunității evreiești,
mergând până la a defini rasial evreul și a încerca să limiteze, să spunem, interacțiunea dintre majoritatea maghiară și această minoritate evreiască, altfel foarte substanțială în Ungaria. Există restricții în ceea ce privește profesiile pe care le poți face, există restricții în ceea ce privește accesul în administrație, accesul în învățământ, totul în încercarea, practic, de a impune ceea ce numim numerus clausus, adică numai o proporție din sistemul educațional, o proporție din anumite profesii poate fi ocupată de cei care provin din această comunitate. Ungaria urmează cumva modelul legilor de la Nürnberg, deci modelul legislației germane, însă trebuie spus că efectul lor este mai puțin resimțit, de pildă în teritoriile pe care Ungaria le va primi în urma dictatului de la Viena, da? Transilvania de Nord, pentru că, și ne arată inclusiv scrierile lui Elie Wiesel, comunitățile, cel puțin comunitatea din Sighet, care avea, spre exemplu, circa 15.000 de persoane, forma o parte importantă a populației, aveau, o asemenea comunitate dispunea de metodele de a se proteja. Se putea cumva închide în sine, resimțea evident discriminarea, resimțea presiunile din exterior, dar avea și suficiente mijloace de autoapărare. Există senzația că războiul e undeva departe, chiar dacă Elie Wiesel povestește cum în, alături de colegii săi de școală urmărea cu foarte mare atenție traseul frontului, cum se mută spre est când germanii erau victorioși și apoi cum se apropia de casă în momentul în care Armata Roșie e în ascendent, dar războiul e ceva distant și există impresia că Ungaria va rămâne cumva în afara acțiunilor germane din punctul ăsta de vedere al deportării și al violențelor duse până la extrem împotriva comunității evreiești. Și e adevărat că până la venirea germanilor în martie 1944, autoritățile maghiare sunt mai degrabă moderate. Când există violență și există episoade de violență, ele vizează ceea ce găsim și în alte situații, respectiv evreii străini, adică evreii fără cetățenie maghiară, cei care beneficiază de cetățenie având un soi de protecție, sunt mult mai greu de atins. Abia în momentul în care regimul Horthy suferă această gravă lovitură în martie, pentru că Horthy încerca cumva să scoată Ungaria din război, atunci dispar restricțiile și inclusiv la Sighet în mai 1944 face o scurtă vizită faimosul Adolf Eichmann. Elie Wiesel este unul dintre primii supraviețuitori ai Holocaustului, care a mărturisit, care și-a spus povestea lui, care în linii mari este asemănătoare cu a celorlalte milioane de evrei care au reușit să supraviețuiască, dar care au cel puțin o rudă care a rămas fie într-o groapă comună, fie la Auschwitz, fie, dacă ne referim la România, în Transnistria sau a murit în pogromul de la Iași. Deci este unul dintre primii și unul dintre cei care a reușit, ca pe parcursul întregii vieți, să facă un mesaj public din tragedia Holocaustului, un mesaj pe care l-a promovat cu umanitate, l-a promovat cu echilibru și cu o deosebită înțelegere. Mesaj pe care a știut să-l completeze cu protestul său aproape cotidian, aș spune eu, față de orice încălcare a drepturilor și libertăților omului în orice colț al lumii după al doilea război mondial. Antisemitism a fost în toată Europa Centrală, în toate statele care le numim state succesoare ale după conferința de la Paris. În Ungaria, în Polonia, în statele din Balcani. Ce e specific în România? Ce diferențiază de țările vecine? Ungaria, prima lege este numerus clausus, în care evreii nu puteau fi mai mult decât procentul care reprezentau atunci în Ungaria.
Este prima lege de numerus clausus din Europa. Ungurii vin și cu alte legi antisemite. Polonezii vin cu niște legi care lovesc în 1924. Grabski, un prim-ministru al Poloniei, vine cu niște legi care lovesc în posibilitatea de angajare și de activitate economică a evreilor din Polonia. În România aceste legi au apărut mai târziu. Nu avem o activitate legislativă, chiar dacă Acecuza și alții o cereau. Mișcarea legionară o cerea, cerea tot timpul numerus clausus, dar nu s-a reușit numerus clausus decât în perioada Antonescu, și atunci n-a fost numerus clausus, a fost numerus nullus, adică niciun evreu. Dar în România are alt specific. Antisemitismul se manifestă, s-a manifestat și în alte țări, dar în România mai mult, și aveau în cadrul diverselor forme de exprimare antisemitismului, aveau rolul conducător. A zice antisemitismul, denumirea mea poate nu este exactă, fizic. Antisemitismul de tip pogromist. Incendier, vandalizări, bătăi, din când în când chiar înjunghieri și ucideri. Trebuie spus că Ungaria nu avea tradiția antisemită a României. Există ceea ce se numește o epocă de aur a relațiilor între minoritatea evrească și statul maghiar. În 1867, toți evreii din Austro-Ungaria primesc, inclusiv Transilvania, care din 67 este partea statului austro-ungar, primesc cetățenie, primesc drepturi depline. Și atunci are loc o infuzie de evrei în economie, în cultură, în posturi din astea menageriale, director de operă, director de teatru, redactor de ziare și așa mai departe. Iuliu Maniu, care cunoștea atât de bine situația, a fost deputat, nu? Spune la un moment dat, în 1919, unui lider evreu, păi, de ce sunteți voi? Că i-a spus că evreii sunt recunoscători. Zice, voi sunteți recunoscători? Ungurii trebuie să fie recunoscători, că ați transformat Ungaria într-o floare a Europei. E un adevăr această implicare masivă a evreilor care se maghiarizează. Zice că din punct de vedere evreiesc nici nu este așa de fericit, pentru că unii de ei uită că sunt evrei. Există doar două locuri în Europa în care s-a întâmplat această bună relație. Germania, care știm ce s-a întâmplat la un moment dat, dar care multă vreme evreii erau germani și loial statului german, și Ungaria, a zice, și mai mult. Comunitățile evreiești, liderii, cei care aveau un rol, nu s-au pregătit. Ei considerau că oricât, știau că nu e bine, că vremurile sunt potrivnice, dar credeau că statul maghiar nu-i va părăsi. În nordul Transilvaniei, măsurile au început imediat după preluarea teritoriului de către unguri, pentru că în zonele pe care le considerau foarte importante pentru istoria poporului maghiar, e vorba de Secuime, încep deportări. Deportări care sunt brutale, care sunt în forță, mulți mor pe drum. Avem un holocaust, a zice, înainte de holocaust, cum o numește un cercetător foarte bun de la Cluj, Tibor Zoltan. Sigur că hotărârea a fost inițiată de Hitler și de naziști. Numai că entuziasmul și eficiența, iarăși pun un cuvânt cinic în ghilimele, eficiența cu care forțele de ordine maghiare, administrația maghiară, au trecut la executarea întâi a ghetoizării și apoi a deportării evreilor, arată că această societate a dorit acest lucru. Cu atât mai grav cu cât evreii erau unguri, erau parte a societății maghiare, erau vecinii lor. Pe vremea când familia Wiese locuia în această casă, aici se afla băcănia tatălui său, un mic magazin. Geamurile astea erau uși către stradă, către exterior. De obicei, clienții intrau pe ușa de acolo. Teșgheaua era undeva aici. Pe peretele ăsta erau rafturile. Iar pe jos aveau saci de grâu, porumb, orez, ce vindeau, cu un cântar lângă, ca pe vremuri. În 1944, întreaga familie este deportată la Auschwitz, împreună cu toți evreii din Sighet, toți evreii din Transilvania de Nord. Iar când familia lui ajunge la Auschwitz, mama și sora mai mică sunt omorâte, nu trec de selecție, în noaptea când ajung acolo.
Surorile mai în vârstă sunt mutate într-o altă parte a lagărului pentru femei, iar el rămâne cu tatăl său. Stau 2 zile în lagărul țigănesc de la Birkenau, apoi sunt mutați în Auschwitz, în lagărul principal, pentru 3 săptămâni, așteptând, iar mai apoi sunt mutați în Auschwitz 3 să lucreze pentru IG Farben. La început, ambii sunt puși să lucreze într-un depozit, selectau piese electrice, iar spre sfârșitul lui 44, Elie Wiesel este transferat în sectorul de construcții al lagărului. În ianuarie 45, Auschwitz-ul este abandonat, iar prizonierii supraviețuitori sunt mutați spre lagăre în Germania. Elie Wiesel, împreună cu tatăl său, este mutat de la lagărul de la Auschwitz la Buchenwald. Jumate din drum este făcut pe jos, cea jumătate într-un tren deschis, astfel că la vreo săptămână după ce au ajuns în Buchenwald, tatăl său a murit. În mai 1944, Elie Wiesel, împreună cu toată familia sa, ajung la Auschwitz-Birkenau. Din acest moment până la eliberare, Elie va deveni A7713. Acest simbol al umilinței supreme îi va fi tatuat pe brațul stâng, împiedicându-l să uite experiența trăită. Și-a făcut o misiune din a lupta împotriva uitării, mai ales că se confruntă, să spunem, mai ales din anii 50 cu această problemă a uitării. Anii 40 sunt mai degrabă ocupați, să spunem, de o încercare de a reconstrui propria viață. Dar din anii 50 cred că începe să se lovească din ce în ce mai mult de această problemă a uitării. Și e faimos acest contact, să spunem, pe care îl are cu scriitorul francez François Mauriac în 1954. Cumva această discuție a fost deschizătoare de drumuri și la îndemnul lui Mauriac, practic, Elie Wiesel a luat hotărârea de a publica ceea ce începuse deja cumva să noteze, memoriile, adică ceea ce va deveni Noaptea, una din cărțile de referință. Și după publicarea acestei cărți, la finalul anilor 50, lucrurile capătă, să spunem, propriul ritm. Devine una din principalele voci în rememorarea Holocaustului și în combaterea tăcerii organizate la un moment dat. Odată ajuns în lagăr, familia Wiesel a fost separată. Mama și surorile sale de o parte, iar el și tatăl său de alta. Mama sa, Sara, și sora lui mai mică nu au supraviețuit. La fel și tatăl său, care a murit de foame și epuizare. Elie însă a supraviețuit și la 11 aprilie 1945, grav bolnav, subnutrit, a fost eliberat de către armata americană. S-a stabilit la Paris, unde a studiat la Sorbona literatură, psihologie și filozofie. În tot acest timp s-a întreținut predând lecții de ebraică și dirijând corul unei sinagogi. Tot la Paris și-a făcut și debutul în jurnalism. În 1986, Elie Wiesel va fi distins cu Premiul Nobel pentru Pace, încununarea supremă a unei cariere neobosite de condamnare a guvernelor nedemocratice, de oprire a acțiunilor de distrugere a unor comunități etnice, fie ele din Europa, Africa sau Asia. I had a friend called Gershon Jacobson. He was working for a Yiddish paper, I think for the Morgen Journal. I was working for the Forwards. And we would meet at meetings, press conferences and so forth. And I liked him. And he said to me, you must come to Verbringen. That's all Verbringen. And I came. And I saw the Rebbe really. I saw the Rebbe at work and that was enough. I saw him. And I realized that all the tsar in the world, all the pain in the world, all the Jewish Yisroelim in the world, were on his face. Surorile mai în vârstă ale Elie Wiesel, Hilda și Bea, vor supraviețui și ele Holocaustul, iar felul în care se întâlnesc este extraordinar. Prin 1946, Elie Wiesel se afla într-un orfelinat în apropierea Parisului, iar într-o zi un jurnalist francez va veni să facă un articol despre copii.
va face și o fotografie, fotografiindu-l pe Elie Wiesel jucând șah cu un alt băiat. O soră de-a lui Elie Wiesel, Hilda, era deja stabilită în Paris, se căsătorise cu un evreu algerian. Va citi ziarul a doua zi, îl va recunoaște pe Elie Wiesel și astfel se vor întâlni. Noaptea care este scrierea lui Elie Wiesel, scrierea autobiografică care s-a inspirat deci din istoria familiei lui și care a devenit, iată, o scriere simbolică ce s-a tradus în foarte multe limbi ale Pământului și este poate alături de jurnalul Anei Frank astăzi lucrarea cel mai des invocată în atunci când subiectul Holocaustului este un subiect care se dezvoltă în cadrul școlilor din lume. Cu această noapte, Elie Wiesel a reușit să reliefeze și foarte bine să sublinieze faptul că cele ce s-au întâmplat atunci țin de caracterul tragic și lipsit de umanitate al existenței noastre, al societății contemporane, dacă vreți, al societății industrializate care a produs lagărele de exterminare și în același timp reprezintă un semnal de alarmă pentru că, conștientizând cele ce s-au întâmplat atunci, fiecare dintre noi să încercăm să facem în așa fel ca acele condiții, în primul rând, politice din cadrul regimurilor de dictatură de sorginte fascistă să nu mai fie posibilă. Noaptea este un roman autobiografic, dar este și un strigăt al umanității ca ceea ce a fost să nu se mai repete. De aceea v-am spus și este o realitate. Elie Wiesel a reacționat extrem de puternic atunci când în Rwanda s-a realizat un genocid într-un conflict între populațiile locale, atunci când în procesul de destrămare a fostei Iugoslavii au avut loc tot așa o serie de conflicte genocidare interetnice între creștini și musulmani și așa mai departe. Plecând de la lecția Holocaustului, ca să spunem așa, el a înțeles și întotdeauna s-a implicat pentru ca relațiile dintre oameni să se bazeze pe valorile democrației, iar pe cât se poate cele ce s-au întâmplat să nu se mai repete, deși deceniile care s-au scurs după al doilea război mondial l-au făcut de multe ori să spună că este sceptic și că oricând se poate întâmpla și exemplele nu lipsesc, dar niciodată nu au fost la scara și în paradigma politică a ceea ce s-a întâmplat în contextul regimurilor naziste. I don't have chutzpah klappe shumaya, but I have truly a klappe shumaya. And he understood it. Of course he did. When I got married in Jerusalem, the most beautiful bouquet of flowers I received in my life, probably, was a chemist. With a little note there, and then I got a letter. He belongs to a deep zone in my life. It's like Yaakov Avinu, like from Avinu, like the most Yekna Shalovev came to him at the critical moment. With me, if I have, let's say, I'm at a crossroad and I need to make a decision, right or left, what do? I ask either literally I see the face of my mother or my father in the Basel, and I know it comes to Ruchnius. I see the Rebbe's, the most Yekna Shalovev. I must say that personally I miss him profoundly and terribly. Thank you very much. Long time I have not seen you. As I read about you, black, not enough in Roman tradition. Only leave me. Libri is like, maybe the name of Libri is like.